Austral Plus, singurul produs insectofungicid pentru tratamentul semințelor de cereale. Protecție superioară împotriva bolilor și dăunătorilor de sol. Oferă o vigoare mai bună la răsărire și ajută la dezvoltarea rădăcinilor. Austral Plus este soluția pentru cel mai bun start al culturii de cereale. La 10 pachete achiziționate, primești unul gratuit. Participă și la tombola cu peste 55 de premii în perioada 1 iunie-31 octombrie 2020. Suntem în a doua zi de traseu și echipa România Văzută din Tractor pornește la drum spre localitatea Gătaia, acolo unde se află una dintre cele mai mari ferme din județul Timiș. O fermă mare, dar și o poveste de viață plină de ambiție, a fraților Zifcea. Plecați dintr-o familie simplă de origine slovacă, cu o educație sănătoasă, aspirații mărețe și o voință de fier, Ianco și Joji au început în 1993 să investească în agricultură. Și-au început activitatea cu un tractor românesc, 5 hectare de teren arabil și au început să cumpere teren, să arendeze și să comaseze încet încet suprafețe tot mai mari. Astăzi lucrează 12.000 de hectare, iar pe platforma pe care o vedeți au 4 domenii de activitate, cultură mare, zootehnie, depozitare și o stație de betoane. Nu am avut șansa să-i cunosc pe cei doi frați, însă ne-a fost alături Leo Gonciulea, managerul fermei zootehnice și mâna dreaptă a celor doi administratori. În ce context i-ai cunoscut tu pe frații Zifce? Eu lucram pentru un alt grup italian, care era proprietar de terenuri. Căutam prestatori de servicii, care în mod normal trebuiau să fie din zonă. Aveam nevoie de cineva care să vină să recolteze. Avea o combină Gloria. Nu okay. Mai spun cum erau. Da? Dar ceea ce m-a frapat a fost că au intrat, nu mai țin minte care din ei lucra pe Glorie, unul dintre ei lucra pe combină, se schimba cu unul, cred că cu părintele, cu domnul Zifceac, da? Și celălalt căra cu tractorul pentru că ne asigurau serviciile complete. Făceau echipă. Da, făceau echipă. M-a rămas surprins că inițial s-a discutat de o suprafață mai mică de teren pentru prestarea de servicii, dar au lucrat zi lumină, foarte serioși. Deci în ceea ce privește rabatul la muncă nu l-au făcut niciodată. Deci au lucrat în continuu. Au lucrat și lucruri care îl fac și astăzi. Sunt ca spiriduși. Au început să se dezvolte, să aibă bani. Amândoi au înțeles că pământul are o valoare și astăzi are o valoare. Au început să cumpere terenuri, da? Pentru a da stabilitate, ca să spunem, afacerii pe care au. Și acum și în proprietate ce suprafață au și cât iese în arendă? Cred că sunt undeva în jur de 2000 și ceva de hectare care sunt în proprietate. Marea parte a terenurilor se află în jurul acestui sector, acestui centru, da? Pe partea nordică, ca să spun așa. Okay. Iar restul suprafețelor se află pe o rază de 22 de kilometri în jurul Gătăii. Un alt prieten al fraților Zifceah, cu misiunea clară de a superviza partea de agricultură a afacerii, este inginerul agronom Iosif Șargan. Sunt absolvent al facultății de la Timișoara, provin dintr-o familie de absolvenți de Timișoara și tata și mama fiind tot agronomi, deci este o tradiție în familie, atât la mine cât și la patronii firmei cu care am copilărit. Noi gestionăm aceste 10.000 de hectare de 25 de ani. N-am început cu 12.000, am început de la 5 hectare prima dată și am ajuns și un tractor românesc, după aia încă 2-3 tractoare românești. Să gestionezi aceste 10.000 de hectare nu este ușor, este o muncă titanică. Este un lucru care nu știm când se termină, dar este un lucru frumos, asta știm să facem, asta facem. Ai început să faci echipă cu ei. Da. 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 Și v-ați împărțit sarcinile, ca să nu faceți toți același lucru. Da, exact. Și să eficientizați, practic, munca. Cum să spun, e o afacere de familie. Afacerea de familie presupune tot timpul o consultare a întregilor membrii de familie. Clar că
Când ajungi la un anumit, la un anumit nivel, fiecare este cu părerea lui, dar până la urmă trebuie să existe unul să ia deciziile. În momentul de față ne-am dat seama că, na, Ian Kozivcea, ca și fondator al grupului, dar și ca vizionar, încrederea este absolută în el. Da, deci el, una peste alta, are ultimul cuvânt în societate. Dar clar, cu consultarea membrilor familiei, a mea sau a celor care sunt pe partea operațională. Da. Tatăl mai este activ? Da, cum să nu? Este. Cum să nu? El e supervisorul băieților și cam peste tot, big boss-ul, da. El este cam peste tot. Afacerile au început să crească. Ne-am ocupat în prima fază de agricultură, partea de agricultură. Iojic a preluat partea agricolă, deci cu tot ce s-a construit și el o gestionează. Ce hibrizi, ce soiuri aveți în cultură? Cum vi le alegeți? Noi colaborăm cu mai multe firme. În primul plan, sunt două firme principale, Syngenta și KVS, cu care colaborăm de la început. Nu excludem celelalte firme. În fiecare an facem teste pe hibrizi noi și încercăm în fiecare an să venim tot timpul cu hibridul nou care apare la firma respectivă. Cu Syngenta prima dată am avut contact la Floarea Soarelui. Cum se știe, numărul 1 în lume este Syngenta la floare. Tot timpul îi bate pe toți. Noi de câțiva ani lucrăm cu Subaru și cu Sumico, care erbicidul Express face curățenie în această cultură. Sunt doi hibrizi care nouă ne convine, se adaptează foarte bine pe terenurile noastre și am avut producții în fiecare an destul de ok. Și anul acesta Floarea Soarelui până la momentul de față arată foarte bine. Și chiar și anul acesta pe aceeași hibrid? Da, da, da. Am luat pe toată suprafața Sumico anul acesta și Floarea Soarelui la ora actuală se află la 8-10 frunze. Am și prășit-o, arată foarte bine. Și la grâu ce soiuri aveți? La grâu Ilico folosim de 2 ani de zile. Este un grâu care rezistă foarte bine la seceta, de exemplu, care este la noi în zona an de an. Anul trecut Ilico a fost pe locul 1 la noi în fermă și anul acesta arată foarte bine. Cu producție de? În jur de 6200 am avut. Ținând cont de seceta anul trecut, noi am fost foarte, foarte mulțumiți. Cum 2 ani, deci am ajuns și la producție de 9500-9700, producții foarte bune. Au început să lucreze în agricultură, dar în 2007 afacerii s-a adăugat și componenta zootehnică. Și aici viziunea lui Ianco a fost să plece de la 200 de animale și să ajungă la 2000 de capete. Încet, încet s-a înțeles tot sistemul ăsta agroindustrial. Este bine ca să închizi cercul, pentru că el tot timpul despre asta vorbește. S-a gândit la o afacere integrată care să valorifice și să pună plus valoare pe cereale. Produce, ajung parte din cereale, bun, sunt pe la trader, se vând, nu știu ce parte este integrată în zootehnie. Da? Din zootehnie, probabil pe viitor și mai mult ca sigur o să ajungem la prelucrare, carne, abatorizare, da, un mini abator trebuie făcut obligatoriu, mezeluri, da? Sau ce, și de mezeluri, sigur, vor fi, ca să spun așa, la poarta fermei. Da? Super, la cât cam ăștia ar fi pașii, firește. Exact, exact. Deci trebuie făcut pași încet, firești și să închidem acest sistem. Da. Zic să vorbim despre fiecare componentă în parte, da, și să vorbim un pic despre anul acesta agricol și despre toate provocările. Cum ați fost între secetă și COVID? Care a fost dușmanul mai aprig? Sunt lucruri care îți apar inevitabil în viața asta și în agricultură sunt o groază de riscuri. Clar, COVID-ul ăsta nu l-a prevăzut nimeni și a avut oarecare impact psihologic asupra noastră, pentru că eram conștienți că în momentul în care, Doamne ferește, cineva se îmbolnăvește, atunci toată organizația de aici poate să sufere. S-au luat măsuri stricte, chit că suntem pe aceeași platformă, toată lumea a fost separată, ca să zicem, zootehnia de agricultură și inclusiv în grupul zootehnic lucrurile au fost iar divizate. Mulțumim lui Dumnezeu, nu s-a întâmplat nimic, n-am avut nici măcar un caz, a fost totul în regulă. Da, m-a afectat sub altă formă, eu știu, prețuri, tranzacții. Da, sunt. Deci primul impact pe care l-am avut asupra aprovizionării în prima fază, când am avut
întârzieri destul de mari la aprovizionare, la achiziția de inputuri, da, în special pe partea zootehnică, unde aprovizionarea trebuie să se facă continuu, adică cu un ritm săptămânal. Vorbesc de șroturi aici, vorbesc de medicamente și alte lucruri care le folosim, premixuri. Și cam care au fost întârzierile? Adică deci cât de au fost? Nu, deci întârzierile au fost undeva până într-o săptămână, 10 zile, deci n-au fost. Impactul al doilea a fost acea al măririi prețurilor, care lucru care nu ne-a plăcut sub nicio formă, pentru că nu exista niciun fel de motivație, ca să spun așa, a creșterii prețurilor. S-a crescut artificial. Da, s-au crescut artificial. Te afectează la partea de cash, la partea de profit, e normal, pentru că în momentul în care ai o creștere între 2, au fost creșterile, au fost între 2 și 25%. Acum depinde de produse. Na, nu-ți pică bine, pentru că noi în momentul de față cam tot ce avem, avem contractat pe un an de zile, inclusiv contractul cu clienții noștri, da? Și prețurile, adică aveam un buget făcut deja pe minimum un an de zile, și în momentul în care vine și cineva îți umblă pe partea asta de cheltuieli, atunci e normal că devine supărător, pentru că pe venituri nu umblă nimeni. Dacă de COVID au învățat să se ferească, de secetă nu au scăpat. De la semănat și până pe 2 iunie, cantitatea totală cumulată de precipitații a fost în jur de 100 de litri pe metru pătrat. Prea puțin pentru necesarul culturilor. Oricum, impactul se va vedea în producție. Deci asta este clară, pentru că ne uitam la rapiță, rapiță la care noi eram undeva între 3 tone 700 și 4 tone 200, deci acolo stăteam cu producția. Acum... vom vedea. Cele 12.000 de hectare sunt cultivate cu grâu, rapiță, porumb, triticale, lolium, iar pentru recolte este asigurată o capacitate de depozitare de 38.000 de tone, în 10 silozuri de câte 2.500 tone fiecare. Zootehnia înseamnă 7 adăposturi, 7 grajduri, toate moderne, structură metalică, văd. Și câte animale? 2150 astăzi. Și am plinit visul. L-a depășit. L-a depășit, zic eu. Mai avem puțin de lucru, în momentul de față se mulg 1000 de animale. Sunt 1000 de animale la mulți, 2 mulțori pe zi. Da. Cred că la 1100 ne vom opri, pentru că cam asta este capacitatea care poate să ducă ferma aceasta. Doar vaci de lapte, mergeți doar pe Holstein. Holstein. Animalele au fost cumpărate din alte ferme europene, aflate în zone cu clima apropiată de a noastră. S-a urmărit achiziționarea unor exemplare mari, cu capacitate mare de producție, cu ugere care să se preteze la o mulsoare rapidă. În momentul în care mergi pe sala de mulți, acolo sunt udate, există un sistem special care le udă, faptul că sunt aglomerate și așteaptă la... Da, și vin și le fac băiță și după ce fac baia, se și suflaierul, e un sistem computerizat. La ce producție ați ajuns pe fermă? Astăzi suntem la aproximativ... Nu, încă nu ne lăudăm, o să ne lăudăm pe viitor. Este o producție de aproximativ 33 de litri media, zilnică. Targetul nostru nu este ăsta. Deci targetul nostru este să ajungem undeva la 36-37 de litri, dar clar, trebuie să avem un pic de răbdare. Pentru că noi de o bună perioadă de timp lucrăm pentru a ne crea vaca noastră. După cum se aude, vacile trăiesc într-o ambianță plăcută, cu muzică relaxantă, ventilație pentru zile călduroase, tocmai pentru ca toate condițiile să contribuie la stimularea producției de lapte. Și care a fost performera fermei? Care este vaca? Nu pot să spun. De ce? Super pe alții. Hai să-i supărăm. Hai să spunem ce avem astăzi. Astăzi avem 62 de litri. 62 de litri? Da, 62 de litri. La care o se mulsoare? La o mulsoare, la 24 de ore. Două mulsori se fac dimineață seară, dar marea parte a vacilor depășesc ca medie pe loturi. Sunt 34, 38, 40 și depinde de loturile care sunt create. Da. În momentul de față avem 8 loturi. De câte 125 de animale, aproximativ acum sunt împărțite. Și, bineînțeles, sunt împărțite pe criterii de vârstă, producție, dacă sunt primipare, multipare. Ce capacitate are sala de mulți?
E capacitatea 2x25, deci 50 de posturi, da? Care mult odată. Sală complet automatizată. Animalele care au deja pe picior un pedometru sunt odată intrate pe sala de mol, sunt citite automat de către aparate. Și în momentul în care a ajuns pe postul de mol, atunci toți parametrii vis-a-vis de calitatea laptelui, sunt anumiți parametri de fapt care îi urmărim, vin înregistrați automat. Da. Bineînțeles, cantitatea de lapte care se mulge la fiecare animal în parte. Da, și știți în funcție de mișcarea animalului, dacă este bolnav, dacă e sănătos, sigur, ce se întâmplă cu el, nu? Sunt două programe. Unul este programul acesta de urmărire a producției de lapte, ca să spunem așa. Dar avem și un alt program care în baza pedometrului urmărește căldurile animalelor și alte informații vis-a-vis de mișcarea lor în fiecare grajd în parte. După ce se face procedura de mulți, procedura standard de igienizare, tragere, jeturi și asta, se atașează aparatul de mulți. În momentul acela tot laptele merge pe circuit în chiller, este răcit instantaneu, este adus la 4 grade, după care depozitat în bazinul pe care îl avem. Și care este cantitatea totală de lapte într-o zi? La mulți? Avem în jur de 33.000 de litri care îi facem în fiecare zi. Preluarea se face zilnic de către procesatorul nostru. Și cum vă spuneam, cantitatea e într-o continuă creștere. Da. Și practic aici se închide lanțul, da? Ceea ce pleacă de la materia primă, cereale, tot ceea ce produceți în ferma vegetală. Ajungeți aici cu livrarea laptelui la procesator. Exact. Cum ați văzut, laptele tank, chiller, tank, afară în mașină. Am văzut că cisternele nu vin chiar aici, la sala de mulți, da, ci au un culoar separat. Nu vin, pentru că una dintre condițiile esențiale într-o fermă de genul ăsta este biosecuritatea. Vă protejați în felul ăsta? Aceste mașini merg probabil în mai multe ferme, mai multe fabrici și există riscurile foarte mari. Pentru asta am creat acel sistem de preluare exterior, da? Care nu influențează, este dincolo de gardul fermei. De genetică v-ați asigurat, asta este clar. Cu masa, cum stați? Care este... Masa, strategia la furajare, pe ce strategia mergeți? Strategia la furajare este în felul următor. Cât mai mult produs de noi. Noi producem toate silozurile de porumb, secară, lucernă. Ne producem boabele, care le dăm porumb, grâu, triticale. Na. Deci ce intră în alimentația vacii? Deci proporția rației, ca să spun așa, în componentele pe care le are, este undeva în jur de aproape 87% este a noastră. Asta restul e foarte bine. Sunt șroturi care trebuie cumpărate, sunt premixuri, aditivi și restul care, na, intră în completarea rației. Un mic detaliu legat de nutriția acestor vaci de lapte. Ele sunt sub observația unui nutriționist italian, care vede 80 de ferme și care vine o dată pe lună să se asigure că primesc o rație echilibrată și să vadă cum evoluează. Să vorbim și despre casă, nu? Dacă am vorbit de masă, să vorbim și despre casă. Da. Casa... Mergeți pe așternut de paie. Da, totul este pe așternut de paie. Avem pe cușete individuale la loturile de lapte. Da, asta da? E clar. Da. Și la restul se stă pe așternut permanent. Da. Uite, să știi că, apropo de așternuturi, am fost în Danemarca și am văzut că acolo se merge pe așternut de nisip. Și asta da, mi s-a părut foarte interesant. Și cum americanii merg pe... Pare? Și mie mi se pare ok, dar nu este dat pentru ceea ce vrem noi. Pentru că noi, în mod normal, tot gunoiul care îl avem aici... îl folosiți în agricultură, folosim, deci aveți nevoie folosim de în biogaz, deci prima dată intră în biogaz. Bun. Și nu pot să bag pământ, nisip în biogaz. Deci partea asta de circuit, pentru că ăștia, vacile ăștia până la urmă produc destul de mult amoniac. Noi am eliminat, dacă prea bine vezi, în graj nu se simte miros. Da, 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 e foarte s-a lucrat, bine aerisit. Da, este odată bine aerisit, este vorba și de ceea ce folosim pe așternuturi, este vorba de faptul că se procesează, toate dejecțiile vin procesate. Da, și se elimină foarte mult din amoniacul. Aveți plug ăsta. Raclor care preia toate dejecțiile, le duceți într-un canal colector și de acolo preluate la biogaz, preluate într-un bazin de la biogaz care îl bagă în circuitul lui productiv, da? Digestatul care rezultă
separat, lichid, solid, da? Lucru care vine depozitat în spațiile care le avem amenajate și la anumite intervale de timp, da, când este planul de fertilizare, se iese cu ele pe câmp. Stația de biogaz produce, desigur, două forme de energie, electrică și termică. Energia electrică, circa 1 MW pe lună, este vândută în rețea. Însă nu se poate vorbi de o afacere rentabilă, și asta pentru că majoritatea producătorilor de energie regenerabilă nu beneficiază de certificate verzi din cauza unor sincope birocratice. În prezent, energia termică este folosită în sala de mulți, în spațiile administrative din sectorul zootehnic și la spălarea agregatelor. Dar, în viitor, atunci când se va ridica un uscător pentru cereale, aburul produs în instalația de biogaz va ajuta și la condiționarea cerealelor, lucru care intră pe lista obiectivelor viitoare. Pentru partea zootehnică, ca să spun, să încep cu asta, aș vrea să începem să ne producem noi mâncarea pentru viței. Deci asta este una. Ceva aparat de peletizat, da, să faci acei micropeleți pentru boabe. Partea de abatorizare. Un alt lucru care se adaugă aici va fi o modernizare a silozurilor deja existente, da, se vine cu uscător, precurățitor, captator de praf, adică să nu mai fie mizerie și asta. Plus de asta vor fi celule noi care se adaugă aici. Vrem să facem un FNC-ul care să aibă destinație atât pentru noi cât și pentru terți. Asta va ajuta mult, zic eu, la dezvoltarea zonală. Da, deci da? Intră pe lista investițiilor și obiectivelor. A intrat deja. Proiectul este demarat, este aprobat. Acum așteptăm să vedem cu partea de autofinanțare și în principiu e cam totul gata. Da. Trebuie să ne apucăm de treabă. Ce înseamnă o afacere de 12.000 de hectare din punct de vedere al achiziției de utilaje? Cu câte tractoare lucrați? Câte combine aveți? Cum arată parcul vostru de utilaje? Deci parcul nostru poate fi definit așa. Tractoare de ultimă generație, cele mai mari puteri, randament cât mai mare. Aveți grijă tot timpul să vă luați tot ce e La noi este mai o nou. Boală. Cu ghilimele de rigoare, adică utilajele nu stau mai mult de 4 ani de zile. Deci ele sunt actualizate în permanență, sunt urmărite de către patroni, în special la toate târgurile internaționale și pe unde apar. Deci sunt pasionați, sunt pasionați de aceste lucruri. Da, și s-a ajuns, ca exemplu, la un moment dat am avut un număr de, cred că 30 de tractoare de diverse capacități, care au fost înlocuite cu numai 6 tractoare în momentul de față, tip Challenger, mari, de 500-600 de cai. Cai putere. Și bineînțeles utilajele aferente în spate necesare lor. Combinele, același lucru. Toate combinele sunt cele mai mari. Exact. Acum nu suntem la nivelul Rusiei, Argentinei sau mai știu eu, dar pentru România eu zic că suntem la nivelul cel mai înalt ca nivel de utilaj. Pe viitor nu se va opri aici, deci tot timpul investiția se face în ele. Bineînțeles că apar tot felul de utilaje performante în momentul de față. Se participă la târguri, cum am spus, și nu vom putea să facem performanță fără aceste tipuri de investiții. Sunt obligatorii. Cam atât pentru azi, dar nu uitați, ne vedem săptămâna viitoare cu noi subiecte interesante din traseul România văzută din tractor.